proiect legislativ în Parlamentul European, în momentul în care intră în Parlamentul European, este atribuit unei comisii, păi în comisia aia, până se discută studiile de impact, până faci toate audierile cu partenerii sociali, cu companiile, cu contribuabilii vizați, cu nu știu ce, durează, poate să dureze 6 luni, sunt unele care durează un an, altele care revin în viitorul mandat. Adică este o procedură de prima, a doua, a treia, dezbatere, citire, depunere de amendamente, dezbaterea amendamentelor, un prim vot, punerea de acord cu Consiliu, întoarcerea din nou în comisie, vot, din nou dezbatere. În Parlamentul Național ce se întâmplă? Intră în Parlament o propunere legislativă, se atribuie unei comisii și într-o săptămână, adică în 2 zile de comisie, deja comisia trebuie să-și dea un punct de vedere care pleacă la plen. Când să te mai corelezi? Pentru că tu lucrezi 6 luni în Parlamentul Național pe un proiect foarte aplicat la amănunt, la amendamente citite, recitite în Parlamentul European, orice ce se întâmplă în România se tranșează într-o zi jumate, în 2 zile maxim, în comisie. Și atunci este foarte greu să te corelezi cu activitatea lor. Există în permanență un decalaj de interes și de problematică. Deci nu este rea voință, dar pur și simplu Parlamentul Național trebuie să-și schimbe procedurile ca să permită mai multă dezbatere, aprofundarea legislației pe care o discută. Până atunci e foarte greu de colaborat, nu care exista rea voință de niciuna din cele două părți. Sunt state în Uniunea Europeană, vă pot da cel puțin 2 exemple, Danemarca și Olanda. De altfel, în general, percepția mea este că în statele nordice, democrațiile parlamentare, parlamentarismul este atât de bine așezat din punct de vedere procedural, încât calitatea produselor, a legilor, este foarte ridicată. Acolo există o dată pe lună parlamentarii europeni, în mod așezat, procedural, participă la discuțiile din comisiile Parlamentului Național, își fac un fine tuning, cum se spune, al agendelor de politică europeană și de politică națională, astfel încât la nivel național și la nivel european temele să fie, să meargă sincronizat. Cred că ceea ce ne trebuie nouă pentru o politică de calitate în România este să schimbăm procedurile. Să nu mai facem propuneri legislative emanate dintr-un laborator de funcționari sau cabinete de miniștri, trebuie să se bazeze pe o problemă reală existentă în societate, trebuie ca toți cei care sunt vizați să-și spună cuvântul, să-și aducă propriile argumente și abia în final politicul, legislativul ia o decizie bazată pe toate aceste argumente. Să înțeleg că asta schimba, ați aduce în Parlamentul românesc. E ceva din Parlamentul nostru care ar putea merge foarte bine în Parlamentul European? Aș da drept de inițiativă parlamentarilor. Pentru că în Parlamentul European, din păcate, sau măcar până la adoptarea tratatului de la Lisabona, în Parlamentul European nu poți propune, nu poți avea inițiativă legislativă, nu poți propune din Parlament legi. Schema este foarte clară la nivel european, numai Comisia Europeană are drept de inițiativă, Parlamentul și Consiliul sunt cele două corpuri, cum ar fi Camera Deputaților și Senatul, simplist vorbind, care decid, adoptă, amendează legislația propusă de comisie, simplist vorbind, de guvern. În România, sigur că și parlamentarii au drept de inițiativă legislativă și atunci e sigur că simți că ai o putere de impact mai mare. Poți avea idei pe care să le poți pune, creiona sau propune ca proiect legislativ. În rest, din punct de vedere al eficienței, al unei birocrații eficiente, al procedurilor, al dezbaterii parlamentare, a urmăririi în dezbaterea parlamentară a temelor la zi, a dezbaterilor pe fond și nu pe formă, nu există nicio comparație. Iar Parlamentul Național este, ce să zic, în epoca de piatră, comparativ cu ceea ce se întâmplă acum în Europa.